Această emisiune vă este oferită de Facultatea de Inginerie Hunedoara. Bună ziua și bine v-am regăsit! Ne aflăm la Muzeul Castelul Corvinilor din Hunedoara, unde îl vom cunoaște pe Cristi Roman, un om care și-a adus din plin contribuția la completarea istoriei atât a județului Hunedoara, cât și a României. Cristian Roman este unul dintre oamenii cu care județul Hunedoara se mândrește. Asta pentru că descoperirile arheologice făcute de el au completat pagini întregi în istoria românilor. Născut în județul Sibiu, Cristian Roman a devenit hunedorian acum vreo 20 de ani. Vizitând des județul Hunedoara în timpul studenției și petrecând mult timp pe șantierele arheologice de aici, a ajuns să îndrăgească oamenii și locurile acestea. În 1997 s-a angajat la Muzeul Castelul Corvinilor, iar de atunci și-a petrecut vremea scoțând la suprafață istoria străveche a județului. De ce este importantă arheologia? Ce înseamnă, de fapt, arheologia? Arheologia este o disciplină care ne ajută să înțelegem complexitatea istoriei trecute, să zicem, și este importantă și pentru că dezvăluie civilizații de mult apuse, dezvăluie complexitatea acestora și este în același timp un mijloc prin care, să zicem, omul modern poate să se și relaxeze, adică beneficiile arheologiei se reflectă și în noțiunea de entertainment, pentru că ceea ce facem noi este în prima instanță muncă științifică, dar și valorificarea acestor descoperiri. Asta și încercăm la Hunedoara, importantele descoperiri să le valorificăm prin intermediul unor expoziții sau a unor publicații, în principal cărți și articole, prin care și mediul științific să fie, să zicem, informat la zi despre importantele lucruri pe care le facem noi aici. De ce ai ales arheologia? Sau eu am ales pe mine. A fost un concurs de împrejurări, am optat în clasa 11-a pentru istorie, apoi am mers la facultate, la Sibiu am terminat facultatea și începând cu 1997 am venit la Hunedoara, ca proaspăt angajat aici pe postul de arheolog și încetul cu încetul mi-am format o echipă de colaboratori, o parte dintre ei fiind și în prezent apropiați proiectelor noastre. Să înțeleg că lucrezi aici aproape 20 de ani. Da, din 1997, undeva în septembrie, am luat și eu primul salariu. Iar de atunci și până acum, Cristian Roman și-a adus din plin contribuția la completarea datelor privind istoria României. Citisem undeva într-o revistă despre tine, acum câțiva ani, autorul articolului te titra la vremea aceea drept cel mai tânăr doctor în arheologie din țară. Da, am fost detronat de către un coleg de la Sibiu, poate și de alți colegi pe care nu-i știu.
Da, a fost o provocare ca după terminarea facultății să mă scriu la doctorat. Era gândit după un alt sistem decât cel actual. Și cu sprijinul Universității din Sibiu și a partenerilor, a vechilor parteneri ai universității, am reușit să cercetez rama de est a munților Plana Ruscă. Teza mea de doctorat având un subiect mai puțin comun, și anume habitat uman în peștele din sud-estul Transilvaniei. A fost o muncă de echipă, o muncă care a implicat foarte multă implicare. Au fost și dezamăgiri, nu mi-e rușine să ascund acest lucru. Poate și din cauza faptului că noi nu am expus autorităților locale suficient de convingător ceea ce vrem noi să facem. Însă una peste alta, teza am reușit să o publicăm, să o public. Materialul a rămas în colecțiile Muzeului din Hunedoara și așteptăm sau așteptă o cât mai grabnică valorificare expozițională a acestuia. Spune-mi, unde în județ ai făcut săpături, unde, pe ce șantiere ai lucrat? Ucenicia am făcut-o la Orăștie și Turdaș, șantierele școală ale Universității din Sibiu, sau unele dintre cele mai importante șantiere școală ale Universității din Sibiu. Mai apoi m-am concentrat pe zona Hunedoarei, a municipiului Hunedoara și a vecinătăților ei. Mă gândesc în principal zona Cerișor, Ciulpăz, Zlaști, Răcăștie, dar și în zone mai îndepărtate, cum ar fi Silvașul de Jos, unde este în derulare un proiect care va aduce date, zic eu, fundamentale în ceea ce privește atitudinea comunității de la sfârșitul Eneoliticului Târziu vis-a-vis de lumea de apoi. Acolo am descoperit câteva movile care suprapuneau resturi de incinerație și depuneri de vase aparținând aceste culturi preistorice. Și până la acest moment putem să zicem că este una dintre cele mai importante descoperiri la care muzeul nostru a participat. Locul unde Cristian Roman a făcut cele mai importante descoperiri și unde și-a petrecut cel mai mult timp este dealul Sânt Petru din municipiul Hunedoara. Care dintre locurile unde ai făcut săpătorii arheologice îți este cel mai drag? Care este cel mai important, având în vedere descoperirile de acolo? Fără îndoială, șantierul de la Hunedoara. Din punctele grădina castelului dealul Sânt Petru, aici pot să zic că am investit foarte multă energie, motiv pentru care mă văd obligat să finalizăm împreună cu colegii aceste săpături. Nu numai săpătura propriu-zisă, intrând în această poveste, cât și publicarea acestor materiale. Noi am reușit să atragem în echipa noastră specialiști din diverse domenii. Mă refer aici la antropologie fizică, la biologie, la geofizică, la paleometalurgie, cu alte cuvinte, foarte multe întrebări legate de, spre exemplu, cultura materială a celor comunități încep să-și primească răspunsuri. Am înțeles că ai și o asociație? Da. Acum câțiva ani am decis să ne organizăm într-o asociație, fiind singura formă prin care puteam să ajutăm, să zicem, patrimoniul de aici din zonă, în ideea promovării lui cât mai eficiente. Am reușit să implementăm câteva proiecte finanțate de companii sau de către sponsorii binevoitori, să zicem. Poate cel mai important dintre proiecte a fost derulat în 2009, când am reușit să închidem o parte din grădina castelului cu ajutorul unui gard. Am pus o greblă pentru reținerea gunoiului de pe pârâul Zlaș, deci din vecinătatea castelului. Am organizat un simpozion prin care promovam ideea de cavaler verde, adică, în fine, populația școlară era cea care era vizată în sens educațional. Dar și alte mici proiecte prin care cercetarea arheologică propriu-zis a fost ajutată.
să aflăm mai multe despre dealul Sânt Petru, acest loc plin de istorie, ne-am deplasat împreună cu arheologul nostru până acolo. Acest loc este situat în imediată apropiere a Castelului Huniazilor, într-o zonă cu o panoramă impresionantă asupra municipiului de Pecerna. Ne aflăm pe dealul Sânt Petru din Hunedoara, cred că spun bine, da? Da. Și spune-mi de ce este atât de important acest deal și ce s-a descoperit aici pentru istoria Hunedoarei? Dealul este important prin prisma descoperirilor arheologice efectuate aici începând cu secolul al XIX-lea, prin învățații vremii. Ei au bănuit existența unei fortificații dacice, dar mai târziu s-a dovedit că respectiva fortificație era de fapt suprapusă de o altă fortificație datând din Evul Mediu Timpuriu. Începând cu anul 2004, sub egida Universității din Sibiu și a Muzeului Brăilei, Muzeul din Hunedoara a desfășurat cercetări arheologice preventive în partea vestică a acestui platou, punând în evidență, așa cum vă spuneam, urmele acelei fortificații dacice și a unor niveluri arheologice datând din Evul Mediu Timpuriu. Mai precis, perioada cuprinsă între secolul al XI-lea și jumătatea secolului al XIII-lea. Din cumularea informațiilor obținute de noi cu cele anterioare, știm că primele comunități care au utilizat acest platou calcaros se datează sau aparțin Eneoliticului târziu. Cu alte cuvinte, undeva la 3200 înainte de Hristos, acest deal este deja folosit. Urmează apoi comunitățile din epoca bronzului, care folosesc, însă, să zicem, perioada intensă de folosire a dealului este contemporană cu epoca dacică, mai precis cu perioada cuprinsă între jumătatea secolului II înainte de Hristos și războaiele daco-romane. În jurul dealului, în Hunedoara de astăzi, ce se afla pe vremea dacilor? Foarte bună întrebare. Ideea noastră despre dacii din zona Hunedoare înainte de anii, să zicem, 2000, era una extrem de vagă. Însă noi am reușit împreună cu Universitatea de care vă spuneam și Muzeul din Brăila să efectuăm săpături în vecinătatea castelului, în grădina castelului mai precis, unde am cercetat un cimitir de epocă dacică, dublat de un spațiu funerar rezervat copiilor. Cu alte cuvinte, știm în linii mari cum se manifesta funerar o comunitate sau comunități, de fapt, dacice, în perioada cuprinsă între, să zicem, jumătatea secolului IV înainte de Hristos și cucerirea romană. Este cea mai complexă descoperire de epocă dacică din ultimii 50 de ani, cred eu, din zona Hunedoarei și completează observațiile cu privire la așezarea civilă din vecinătate și fortificația de pe dealul pe care ne aflăm noi. Cu alte cuvinte, pentru noi este o situație fericită să putem cerceta pe un teritoriu atât de restrâns spațiile funerare, așezările civile și fortificația. Se mai cercetează și acum aici? Se mai sapă? Da. În anul 2012 am semnat un contract de cercetare cu Muzeul Național de Istorie din București, care se va derula pe o perioadă de 3 ani, cu implicare financiară din ambele direcții. Anul acesta, reușind să cercetăm circa 70% din suprafața pe care ne-am propus să o epuizăm, urmând ca la anul să sperăm implicarea financiară a primăriei Hunedoara să fie, să zicem, concretă și să putem bifa al doilea an din cadrul proiectului. Ce surprize mai așteptați de aici, de pe deal? Așteptăm, în primul rând, rezultatele prospecțiunilor magnetometrice și electrice. Cu alte cuvinte, vom ști, cu ajutorul unor metode non-destructive, structurile majore ale acestei fortificații. Mă refer la structura propriu-zisă a zonei fortificate, locuințele,
atelierele, gropile, vetrele și așa mai departe, chiar drenurile pentru apă, pentru că așa trebuie să gândim un spațiu funcțional la urmă urmei cu toate elementele care motivează acest spațiu. Tot ceea ce s-a descoperit aici, unde se găsește, unde poate fi văzut? O mică parte din descoperiri se poate vedea la Muzeul din Hunedoara, în expoziția dedicată perioadei medievale. Din păcate, descoperirile de pocădacică nu sunt publice, ele sunt publice doar sub formă unui volum care a apărut în 2008. Sperăm anul viitor să vernisăm o expoziție care să cuprinde toate aceste descoperiri și de ce nu să itinerăm expoziția, pentru că doar în felul acesta ne putem promova la un nivel, cred eu, superior. Ca și o curiozitate pentru hunedorenii care nu cunosc acest lucru, am înțeles că acest deal a fost la un moment dat, nu foarte de mult, un alt cimitir. Da, ale cărei urme se mai găsesc și pot fi văzute astăzi. Într-adevăr, poate că aceasta a fost șansa, să zicem, păstrării în condiții relativ bune a acestei fortificații. Începând cu secolul al XVIII-lea, comunitatea reformată și îngroapă aici morții inițial pe coama dealului și mai apoi pe latura vestică și undeva până în anii 60 în mormântările au ocupat zona sudică a fortificației. Cel puțin pentru secolul XVIII a fost o metodă de prevenție, pentru că cimitirul a suprapopulat și pentru a preveni răspândirea ciumei, comunitatea a decis să folosească un spațiu, să zicem, din marginea orașului pentru îngropări. A fost o epidemie de ciumă în acea perioadă? Nu știm, foarte greu de spus. Ca o surpriză, noi în 2014 o să finalizăm un proiect cu Universitatea Sapienția din Cluj și în urma acelui proiect o să cunoaștem în amănunt repere, dacă vreți, esențiale din istoria mai recentă a Hunedoarei, istoria secolelor 16-18, prin intermediul unor inventare inedite, unor culegeri de texte inedite, care vor fi analizate și traduse, analizate și prezentate publicului într-o formă, cred eu, destul de interesantă. Este adevărat că zona aceasta deținea fier încă din epoca dacică și era exploatat? Răspunsul categoric este da, pentru că acest debușeu al Văii Cernei, prin forma lui depresionară, trebuia să fie de fapt locul unei structuri de putere, care arheologii se concretizează prin acest ansamblu de situri, care să fie în directă legătură cu exploatarea fierului. Noi am reușit, cu ajutorul analizelor chimice, să lămurim relația dintre obiectele găsite în săpătură și mă refer la piese finite, piese în curs de prelucrare sau chiar zguri și resursele de fier din vecinătate, mă refer la cele de la Teluc și Ghelari. Pentru că amprenta chimică, așa cum vă spuneam, este legătura între minereu și produsul finit. Noi vom putea urmări, dacă vom gestiona corect baze de date și cunoștințe, să urmărim, să zicem, dispersia, difuziunea unor produse care au ca loc de proveniență Hunedoara sau vecinătatea. Exact asta vreau să întreb, dacă fierul de aici a ajuns undeva în lume. A ajuns în vecinătate. Mă refer la Munții Orăștiei, Valea Mureșului. În alte țări? Foarte greu de spus. Suntem cu acest proiect doar la început. Să sperăm că ne vom putea unifica bazele de date, dar pentru asta trebuie să participăm la proiecte, să ne întâlnim cu colegii din vecinătate, din străinătate, cel puțin din spațiul actualei Ungarii, Serbiei sau Bulgariei. Hunedoara nu se dezminte, deci încă din străvechi timpuri era o urbe a fierului, la fel ca și acum. Sigur. Pentru că cel puțin pentru epoca fierului, să zicem, produsul forte al Hunedoarei era fierul. Da? Chiar dacă ne repetăm, produsul forte este fierul și așa trebuie înțeleasă dezvoltarea economică. Deci baza uriașei dezvoltări economice, cel puțin din perioada secolului 1 înainte de Hristos și 1 post, trebuie legată de această exploatare a fierului. Nu degeaba o mafia fierului vechi încă există aici, nu? Nu discutăm situația actuală. Știți foarte bine că arheologii insistă pe ideea că trecutul este glorios, prezentul este cum este și viitorul s-ar putea să fie sumbru. Deci trebuie investiți bani în trecut pentru a ne putea dezvolta cel puțin mental prezentul.
Da, am înțeles. Ok, mulțumesc. Cu mare plăcere. Mare parte dintre obiectele pe care arheologii de la Muzeul Castelul Corvinilor din Hunedoara le-au descoperit în timpul campaniilor de săpături se află expuse chiar în incinta acestei instituții de cultură. În ce fel sunt valorificate descoperirile de pe șantierele arheologice? Sunt două căi principale de promovare, să zicem, a descoperirilor. În principal prin expoziții și prin publicații științifice sau de popularizare. Aici suntem în pivnița de vinuri, în partea de nord a castelului, unde am reușit să organizăm în anul 2011 o expoziție cu țintă pe unele dintre cele mai importante descoperiri de pe dealul Sânt Petru. Noi le-am grupat în funcție de categorie, adică piese de vestimentație, piese de podoabă și piese de armament. Ce este foarte interesant, că aceste piese sunt repere foarte bune pentru datare. Cu alte cuvinte, dacă găsim, spre exemplu, un pinten într-o groapă sau într-o locuință sau chiar o monedă, acestea sunt principalele noastre sau unele dintre principalele repere pentru cronologia acelor așa numite complexe arheologice. Noi intenționăm să extindem acest gen de promovare a informației prin implicarea muzeului, dar și asociației pe care o conduc în proiecte de arheologie experimentală. Cu alte cuvinte, de la elevul de clasa 4, să zicem, până la adultul de 50-60 de ani, să înțelegem în linii mari care erau procedeele tehnice prin care se puteau obține obiecte din bronz, din fier, din os, corn și așa mai departe. Și cum anume vreți să faceți treaba? Sunt deja specialiști în țară și în străinătate cu care noi lucrăm, însă cel puțin pentru Hunedoara nu am derulat asemenea proiecte din foarte multe motive. Însă experiența noastră vis-a-vis de implementarea unor proiecte este destul de mare, mă refer la experiența asociației. Noi tocmai o să încheiem în luna octombrie un asemenea proiect organizat la Sarmizegetuza, Ulpia Traiana Sarmizegetuza, la capitala Daciei Romane, având ca țintă populația școlară. Vrem să multiplicăm acest proiect și în zona Hunedoare și încetişor să atingem unul dintre obiectivele de bază ale muzeului, acela de promovare, valorificarea patrimoniului. Respectiv să-i duceți pe elevi chiar acolo și să vadă cum se desfășoară cercetarea arheologică sau? Nu numai. Să înțeleagă drumul, spre exemplu, obiectul între descoperire și, spre exemplu, atelier. Cu alte cuvinte, să folosim experiența unor covaci, unor meșteri, spre exemplu, specializați în producerea obiectelor de fier pentru neapărat multiplicarea, pentru reproducerea unor obiecte găsite în săpăturile arheologice. Ce mai pregătește muzeul sau asociația ta pentru... O să încep cu muzeul. La începutul lunii noiembrie vom veniza o expoziție dedicată componentelor artistice din piatră de perioadă gotică. Este sau a fost mai degrabă un proiect derulat pe durata mai multor ani, pentru că a implicat un volum uriaș de muncă. Aceste piese extraordinar de importante pentru istoria artei și nu greșesc spunând arte gotice europene, găsindu-și în sfârșit un loc în muzeu. Până acum aceste piese au stat rătăcite în diverse spații ale muzeului și acum cu ajutorul colegului Radu Lupescu de la Universitatea Sapienția din Cluj, el fiind specializat în acest domeniu, am reușit să organizăm această expoziție care, așa cum spunea, va fi vernisată în prezența unor reputați specialiști europeni și a unui public, sperăm noi, cât mai larg, la începutul lunii noiembrie, date mai importante fiind oferite presei probabil în a doua jumătate a lunii octombrie.
părăsim aceste locuri pline de istorie și îl lăsăm pe arheologul Cristian Roman să își continue munca. Așteptăm cu nerăbdare să aflăm în continuare de la el adevăruri încă ascunse ale trecutului nostru. Această emisiune v-a fost oferită de Facultatea de Inginerie Hunedoara.